Washington, Camera Reprezentanților a aprobat după luni de întârziere pachetul de 61 de miliarde de dolari în asistență militară pentru Ucraina. Sprijinul vine într-un moment aproape dramatic pentru forțele Kievului, care se confruntă cu o criză de muniții. Bună ziua, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Una dintre greșelile sub care se stă este cea legată de război, înțeles ca fiind un succes economic, înțeles ca fiind ceva ce duce la un succes economic. Am explicat aici în nenumărate rânduri de ce e o prostie, de ce e o idee absolut nefuncțională. Look, history judges us for what we do. This is a critical time right now, a critical time on the world stage. Ideea că se câștigă economic din război este o prostie și mai mare. Dezvoltarea fără precedent a lumii are legătură fix cu absența războaielor, iar absența războaielor are legătură fix cu faptul că trăim vremuri în care cea mai puternică forță militară nu își folosește forța asta militară pentru a se extinde pe teritoriile din jur. De-a lungul istoric, până încât o țară a devenit imperiu, convertindu-și dezvoltarea economică în armată, iar prin armată și-a extins teritoriul. Nu este cazul Statelor Unite ale Americii. Tot ce li se reproșează, dacă vedeți, este faptul că s-au folosit de armată ca să scoată din funcție diferiți dictatori, după care li se reproșează că au plecat din locurile respective. Faptul că au plecat ar trebui să fie cumva în favoarea lor, dar asta este ceva ce li se reproșează. De foarte multe ori în comentarii am văzut, dar ce au făcut americanii în Irak? Ani muhterem nafsi, ani qadi. Men yuhtaram. Şunu had? Păi stai un pic, după ce l-au înlăturat pe Saddam Hussein, ce au făcut? Au plecat în Afganistan. Ce au făcut americanii? Au plecat. Deci nu au cucerit un teritoriu rămânând acolo. Nu asta a însemnat până la urmă forța militară a Americii. The yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. Realitatea în care acum trăim este asta. Îi se contestă Americii această autoritate, acest edificiu de cea mai importantă forță militară a lumii. He's a leader like no other, commander of a formidable military. Țări care dețin armate din ce în ce mai puternice s-au adunat pentru a le folosi în scopul extinderii, vârful lor de lance fiind în momentul de față Rusia. Consumatorii de propagandă rusă cred în acest moment că scopul era pedepsirea ucrainienilor care i-au tratat urât pe etnicii ruși din Ucraina. După care mai adaugă o altă închipuire că Rusia este deranjată de avansarea NATO către granițele ei. Adaugă și această închipuire și formează un pachetel. Trebuie să ținem cont de faptul că NATO este o alianță defensivă, iar de la momentul înființării ei, de fiecare dată când s-a mai adăugat un membru, membru acela a beneficiat de această protecție, ceea ce a făcut să nu fie războaie. NATO este cumva o alianță de descurajare a ideii de război. Nici o țară NATO nu a fost atacată, ceea ce înseamnă că existența NATO nu favorizează ideea de război. Dimpotrivă, toate țările din jurul Rusiei care nu se află în NATO și care au dat cumva să iasă din această stare de subordonare în care au fost supuse, au fost atacate sub același pretext. Ceva e deci ruși care sunt tratați în neregulă de către autoritățile locale cu tare, trebuie să intrăm ca să reușim să eliberăm cu tare. Deci sub același pretext și în Georgia și Cecenia și Ucraina în trecut și Ucraina în prezent, întotdeauna Rusia lui Putin a atacat țările din jur care nu i s-au supus și care nu erau parte a acestei alianțe NATO. I would like to thank the Russians for accepting to give a precise deadline. In one week, in one month, the complete withdrawal of Russian forces from Georgia. De exemplu, Belarusul nu a trăit așa ceva, nu a încercat să se dezvolte dincolo de Rusia, a rămas în această stare de subordonare, ceea ce i-a adus un soi de pace. Are the NATO and Russia preparing for a war of the century? Just have a look at what's going on. The NATO is strengthening its eastern flank, fearing that Russia might invade its member states. And to address this concern, the US-led military bloc is constructing its largest base in Europe. That's right, in Romania. With Ukraine at the north, the Black Sea to the southeast, Serbia to the southwest, Hungary to the west, Romania does not share a border with Russia, but fears of Russian aggression have reached an all-time high. The $2.7 billion project plans to expand the Romanian Air Force 57th Air Base. It is located close to the Black Sea port city of Constanta.
Vestea importantă a acestor zile este, după cum probabil știm cu toții, vin armele acelea pentru ucraineni, arme cu care să se poată apăra. Lucrul acesta generează o nouă stare de stupidă în rândul celor care simpatizează existența Rusiei în starea asta de extindere militară. Generează o nouă stare de stupid crezându-se că este război în Ucraina nu pentru că atacă Rusia, ci pentru că Ucraina se apără, iar Ucraina se apără datorită armelor care ne sunt livrate. Deci pare că Occidentul întreține războiul în Ucraina, ajutând Ucraina să se apere. Stai și te gândești, bă, dacă ar fi fost România în locul Ucrainei, ar fi fost un fel de a întreține războiul Occidentul ajutând România să se apere în fața Rusiei? M-am mai dat acest exemplu, mi se pare extrem de important, la fel gândea și Hitler când a intrat în Varșovia și a găsit Polonia în al doilea război mondial făcută praf de armata sa și a spus, iată la ce a adus încurajarea Poloniei de a se apăra, un oraș frumos precum Varșovia a făcut praf din cauza insistenței de a se apăra. Deci ăsta nu este un argument nou. Bun, acestea fiind spuse, hai să dăm drumul la detalii. Republicanii au decis într-un final să deblocheze sprijinul pentru Ucraina. După luni întregi de dezbateri, apare omul acesta, purtătorul de cuvânt al republicanilor din Camera Reprezentanților, se numește Mike Johnson și zice că da, domnule, trebuie să deblocăm aceste ajutoare pentru Ucraina și așa mai departe. You know, I can make a selfish decision and do something that's different, but I'm doing here what I believe to be the right thing. Practic s-a votat un program de ajutor extern de 95 de miliarde de dolari, dintre care 60 de miliarde merg acolo către Ucraina. It's an old military adage, but we would rather send bullets to the conflict overseas than our own boys, our troops. Sună bani foarte mult și sunt bani foarte mulți, doar că acest război o costă pe Ucraina foarte mult. Și 100 de milioane de dolari pe zi costă războiul care se desfășoară acolo. E totuși stupid să te gândești că banii aceștia pe care americanii îi alocă sunt niște bani cu care ei câștigă, nu cu bani cu care ei pierd. Dacă ar fi fost niște bani cu care americanii câștigă dându-le ucrainenilor posibilitatea să se apere, nu s-ar mai fi pus problema nedărilor. În condițiile în care în America lucrurile economic vorbind nu sunt chiar extraordinare, s-a discutat despre faptul că, doamne, nu-i normal să ajutăm Ucraina. Păi și atunci, dacă ajutăm Ucraina, de ce câștigă America dând această sumă de bani? Nu câștigă, pierde. Suma asta de bani dată ucrainenilor este un fel de a bloca Rusia în locul acela în care este. Nu este un fel de a câștiga bani. Nu se câștigă bani cu război. Ce interesant este că deși suma în sine este un spectacol întreg, nu suma este spectacolul, ci argumentul în baza căruia într-un final republican au decis că trebuie să dați banii ăștia ucrainenilor. In the briefings that we've gotten I believe Xi and Vladimir Putin and Iran really are an axis of evil. I think they're in coordination on this. I think that Vladimir Putin would continue to march through Europe if he were allowed. I think he might go to the Balkans next. I think he might have a showdown with Poland or one of our NATO allies. To put it bluntly, I would rather send bullets to Ukraine than American boys. My son is going to begin in the Naval Academy this fall. This is a live fire exercise for me, as it is so many American families. This is o zis în felul următor prin vocea purtătorului de cuvânt despre care am vorbit un pic mai devreme. Și nume, China, Rusia și Iranul sunt parte a unei axe care cooperează împotriva Statelor Unite ale Americii. Cine a підтримав наш пакет, це рішення для захисту. Безперечно, ми використовуємо. Este o răzgândire extrem de importantă pentru că există o intuiție că ea s-a produs în baza, așa cum a declarat omul acesta, în baza unor date pe care aceștia le au. Republicanii s-au răzgândit, evident aflând ceva. Este foarte interesant momentul în care ne aflăm, pentru că nu aflăm doar de faptul că Ucraina are șansa totuși în baza acestor bani să reziste, dar aflăm de faptul că și Trump gândește că apărarea Ucrainei, sau republicanii gândesc că apărarea Ucrainei este importantă. Este o axă a răului care complotează împotriva Statelor Unite ale Americii. Și vârful de lanț acum este Rusia. Nu e bine să lași Rusia să câștige. Este Christopher Cavoli, conducătorul strategiei militare NATO, și le-a numit și el pe cele trei țări ca reprezentând
o nouă axă de adversari ce sunt mai închegați și mai periculoși decât orice altă amenințare cu care s-a confruntat în ultimele decenii America. China a reacționat la declarația asta cu axa răului, spunând că este o interpretare greșită, în timp ce Iranul a luat-o mai degrabă ca un compliment, anunțând că este o dovadă a puterii acestei axe. Facem o scurtă pauză pentru a le mulțumi din nou celor care ne susțin acolo pe canalul de Patreon, pe contul de Patreon. Ce se întâmplă? Contul de Patreon, ce se întâmplă? Este important pentru noi, pentru că sigur că intenția noastră este să dezvoltăm acest proiect și cu cât se strâng mai mulți oameni care finanțează sau sprijină economic acest proiect, cu atât el se dezvoltă și avem planuri mari de viitor. Mulțumim celor care ne sprijină și aici pe canalul de YouTube, ownerilor, cum le spunem noi. Ne întoarcem la treabă, la detalii, la lucrurile acestea. Hai să vă mai prezentăm un om, dacă tot ne-am adunat aici, Sergei Karaganov. As is the extent of the Kremlin's neo-imperialist ambition. My guest is Sergei Karaganov, one of Russia's most influential foreign policy thinkers and, until recently, an advisor to President Putin. Este unul dintre cei mai citiți și respectați analiști de politică externă din Rusia și, de asemenea, este unul dintre cei mai vechi sfătuitori al lui Vladimir Putin. Karaganov a publicat un articol denumit Vremea războaielor. E, în acest articol, acesta își prezintă viziunea despre ce se întâmplă și oferă și câteva soluții. Russians never considered themselves defeated. We are winners, I mean, after a thousand years of our history. First. Second, we thought that we have won over communism in the Cold War. Two. E foarte important de menționat, un vechi sfătuitor și un om extrem de respectat și extrem de ascultat acolo în Rusia. Și omul vine și prezintă o situație de fapt în care se desfășoară lucrurile, Karaganov, și livrează și câteva soluții. Toate sunt interesante și soluțiile care i-au dat în cap și felul în care înțelege, sau mă rog, în care comunică realitatea în care se află Rusia acum. Cum arată această viziune a măretului strateg al lui Vladimir Putin? Frustration and a sense of humiliation. The sense of humiliation was very much there. Now probably it's arrogance. But the sense of Omul tine invocă niște probleme cu care lumea actuală se confruntă. Începe prin a contesta abilitatea capitalismului, fezabilitatea capitalismului și continuă prin a invoca niște probleme climatice generate de acest capitalism în care lumea asta se află, generate până la urmă de aceste țări care promovează capitalismul. Și foarte interesant, dă vina pe bogați, pe bogații lumii occidentale ca fiind sursa răului pentru exploatarea țărilor care dețin resursele, țărilor din sud, zice el, probabil referindu-se mai mult la cei din Africa. Spune că el acolo că cei bogați stau în niște castele generând aceste probleme climatice cu care lumea se confruntă. Sună extraordinar, doar că este extrem de stupid. Cetățenii săraci sufocați de bogați sunt în Rusia, iar bogații dețin beneficiile bogăției exploatate în această țară, se numesc oligarhi acolo. Asta este denumirea sub care se desfășoară acești bogați despre care vorbește și Karaganov, dar vorbim despre cei din Occident. De asemenea, să vorbești despre poluare, despre probleme climatice, fiind într-o alianță cu țara care produce principalele dezechilibre climatice, care este China, e un pic ciudat. Sunt imagini din orașele din China unde poluarea nu doar că se respiră, dar se și vende. În stadiul ăsta a ajuns poluarea acolo. Peste un sfert din emisiile globale de dioxid de carbon provin de acolo, din China. Să fii bazat cumva pe China și să ți se pare că problemele climatice sunt generate de Occident. Da. Joins me now live from Moscow. Mr. Karaganov, good to speak to you. Has Mr. Putin grossly overestimated the capabilities of the Russian forces, as Mr. Rodnyansky just stated? I mean, we're a year into this conflict. Russia has arguably lost close to 200,000 of its soldiers. Karaganov nu doar că este deranjat de Occident, dar oferă și niște soluții. Iar soluțiile pe care le oferă Karaganov, repet, unul dintre cei mai vechi sfătuitori ai lui Putin. Se folosește acest termen de ideologul lui Putin și în legătură cu el. El este un consilier și un om extrem de ascultat acolo în Rusia pe problemele externe. Și omul zice că, domnule, că soluția poate că ar fi să-i omorâm pe toți ăștia. Și îl vede soluția ca fiind, domnule, poate dacă îi omorâm pe toți ăștia din Occident, poate dacă băgăm în spaima ei cu un nuclear, dacă dăm un nuclear într-un loc din Occident,
Poate că, uite, scăpând de aceste probleme, omul vede până la urmă granița Rusiei ca fiind undeva la Dnipru, vede o zonă demilitarizată ca fiind un buffer între Rusia și Occident și gândește Karaganov, vine și propune această situație, domnule, să se tragă granița Rusiei cu Ucraina undeva la Dnipru, pe care acolo se există o zonă tampon, buffer, demilitarizată. According to our estimates, this estimates from the professionals, the ratio of those killed in the field is 1 to 8, 1 to 10, 1 Russian, 10, 8 Ukrainians. Dintre țările în legătură cu care ridică semne de întrebare Karaganov, ar fi și Kazakhstan. Rusia poate identifica acolo oricând niște ruși care sunt tratați urât de autorități și care trebuie salvați sub aceeași argumentație în care s-a desfășurat și în Georgia, și în Ucraina, și în Cecenia, și pe oriunde până lume. Un sfert din populația Kazakhstanului este de etnie rusă. Problema cu Kazakhstanul ăsta este extrem de mare, în sensul în care, am mai explicat la un moment dat, jumătate din cantitatea totală de uraniu de pe planetă se găsește acolo. Uraniu este esențial pentru energia nucleară. De asemenea, de acolo vine cam 2% din cantitatea totală de petrol exploatată în lume. 2% vine de acolo, din Kazakhstan. Nu chiar de joacă cu această țară, ar putea fi următoarea țintă a Rusiei Kazakhstanul, aceștia având o conducere în prezent ce nu este total supusă Rusiei. Acolo discuție în legătură cu conducerea Kazakhstanului. La ultimele vizite ale lui Putin în Kazakhstan a reușit să reușească să nu-i pronunțe. Putin are acest obicei de a nu prea pronunța numele președintelui Kazakhstanului, ceea ce și asta ar putea să însemne ceva în legătură cu planurile sale. Karaganov vine și spune că o nouă ordine mondială s-ar putea instaura cu arme nucleare, cu lovituri nucleare, și numește și două orașe, Poznan și Frankfurt, unde zice că ar putea să se întâmple aceste lovituri. Occidentul nu va avea curajul să răspundă de frică să nu devină și el țintă. Există această stare de nefericire la nivel de reacție în Occident, în sensul în care, din câte ați văzut, de fiecare dată când se pune problema unui război cu Rusia, există o stare de spaimă de război nuclear, ceea ce sigur că furnizează un elan Rusiei, pentru că funcționează exact pe sistemul ăsta de animal de pradă. Simte cumva frica și o exploatează. Frica este o încurajare cumva la război. Ucrainenii, datorită dronelor subacvatice, au reușit cumva să domine bătălia pe mare. Problema însă este în ceea ce privește lucrurile pe uscat, pe pământ. Să vedem cum se va schimba situația acolo datorită acestui ajutor pe care îl primesc. Unii spun că a venit destul de târziu, vom vedea dacă a fost sau n-a fost târziu. Ce este clar este că Putin are în legătură cu sine o impresie istorică. Omul se vede ca un personaj istoric, se percepe ca fiind un personaj istoric. De altfel, este cel mai longeviv conducător al Rusiei de la Stalin încoace, iar dacă mai prinde încă un mandat în viață, îl depășește nu doar pe Stalin, dar o depășește și pe Ecaterina cea Mare. Și sigur că în mintea sa se creează și impresia că trebuie să lase și o Rusie extrem de mare. Omul cumva funcționează într-un spațiu al istoriei. În istorie, dacă te uiți retrospectiv, conducătorii apreciați sunt cei care au reușit să cucerească teritorii. Acum, sigur, ei sunt priviți ca fiind nebuni, dictatori și așa mai departe, dar istoria îi consemnează ca fiind niște reușite. Nimeni nu se gândește la Napoleon ca un nebun, se fac filme cu el, este luat în considerare ca fiind ceva extrem de apreciabil. Și el gândește cumva timpurile actuale ca fiind niște timpuri istorice. Războiul din Ucraina pentru el este o miză extrem de importantă, motiv pentru care reușește să trimită în jur de 30.000 de recruți noi pe front în fiecare lună. La început anului trecut aveau vreo 360.000 de soldați, anul acesta se apropie de jumătate de milion. Jumătate de milion de soldați ruși luptă în acest moment în Ucraina, pe teritoriul Ucrainei. Putin anunță că vrea să ajungă la 600.000 de soldați în timpul acestui an. Are 35% din întregul buget al Rusiei cheltuit pe armată, însemnând cam 140 de miliarde de dolari, deci mai mult decât dublu sumei primite acum de ucraineni, în legătură cu care se face multă vâlbă. Cifrele acestea arată cât de serioasă este Rusia cu ceea ce are de gând să facă acolo. Cheltuiește pe armată cât Franța, Germania, Italia împreună, luate împreună. Anul acesta vor produce rușii 1500 de tancuri, nemții produc unul pe lună și le produc 1500 pe an. Rusia are mai multe tancuri decât 3 sferturi din statele Europei luate împreună. Pare extrem de
înglobată în ideea de război important, adică toată această desfășurare de forțe arată cât de pornită este Rusia pe ideea de război. În partea cealaltă, dacă te uiți la ucraineni, se luptă cu o soi de neputință în încercarea de a-și ține viitorul funcțional, au recrutat doar bărbații între 27 și 60 de ani, asta a făcut să aibă pe front cam 300.000 de soldați în momentul de față, în comparație cu, ați văzut, Rusia, care are aproape dublu și mult mai bine înarmați. Rusia are în momentul de față soldați pe front mult mai bine înarmați din cauza acestor întârzieri pe care Occidentul le are în livrarea de fonduri și arme. Așa arătând lucrurile, s-a decis prin lege să scadă vârsta de recrutare în Ucraina până la 25 de ani. Deci începând cu 25 de ani sunt trimiși acolo în război, așa vor putea duce pe front aproape încă 400.000 de soldați ucraineni să poată face față acestor năvălitori. Toți specialiștii anunță că vara aceasta este una decisivă. Dacă îi urmăriți pe toți sunt într-o stare cumva de neclaritate în legătură cu dezvoltământul acestei bătălii din două motive. Primul motiv ar fi faptul că există totuși o zonă echilibrată cu acest ajutor care este dat Ucrainei, cu noile recrutări. Lupta este una destul de echilibrată, nu se știe cine va reuși. Asta e unul dintre motive. Acel alt motiv este legat de faptul că nimeni nu știe exact care este planul în baza căruia Putin se desfășoară acolo. Nimeni nu știe exact ce este în capul lui Vladimir Putin. Ce este însă clar este că trebuie să dobândească teritoriile din cele patru provincii pe care le-a anexat în acel referendum ridicol și în acea festivitate pe care ați urmărit-o cu toții. Trei dintre cele patru au ca teritoriu 30% aproximativ deocamdată sub ordinea Ucrainei. În afară de Lugansk, toate celelalte trei sunt încă nefinalizate, necompletate de cucerirea rusă. Pe toate trei le controlează într-o proporție de doar 70%, iar acum, conform legii, au o lege care spune că acel teritoriu este rusesc, iar ucrainenii practic îl ocupă împotriva legii ruse, deci cumva e clar că va avansa sau va da să avanseze pe acele teritorii. După felul în care și-au întețit atacurile, cel mai probabil planul este să avanseze în cele două mari orașe de la Marea Neagră ale Ucrainei, Herson și Odessa. Este clar că încolo se vor duce după felul în care au întețit ei atacurile și de aici asigur că se tot estimează că vor urca cumva spre Transnistria, să facă legătura între Odessa și Transnistria și în felul ăsta vor ajunge la gurile Dunării, deci practic aici lângă noi vom avea Rusia lângă noi. Nu se știe exact ce vrea Putin, dar poți să știi exact din ceea ce face, poți să ai o deducție logică din ceea ce face. În urmă cu 2 ani au avansat o propunere de pace când războiul era încă într-o fază incipientă, care implica într-un fel anexarea Ucrainei la Rusia până la Dnipru, iar partea rămasă să fie un stat neutru, militar, dezarmat, ca un buffer zone cumva. Exact ce zicea Oana Karaganov acolo, ca fiind propunerea sau soluția sa, este ceea ce deja a avansat Rusia în urmă cu 2 ani când era războiul la început, ca soluție, ca dorință, ca intenție. Deci practic să avanseze până la Dnipru și zona de după Dnipru să fie o zonă demilitarizată, de buff, un fel de buffer zone. Sigur că până la urmă nu are nimeni certitudinea că nu vor avansa și pe acel buffer zone Rusia într-un final, într-un timp, pentru că vedeți că are obiceiul de a o lua de la capăt continuu. Ce important este că au anunțat că sub nicio formă zona aceea nu va putea intra în NATO, dar va putea intra în Uniunea Europeană. E foarte interesant această intenție a Rusiei de a lăsa bucata aceea de Ucraina să intre în Uniunea Europeană, pentru că ea cumva îi va fi subordonată Rusiei și în felul acesta va avea în cadrul Uniunii Europene un cuvânt important de spus. Vor avea Ucraina subordonată lor în Uniunea Europeană, vor avea Ungaria, care vedeți că răspunde la comenzile lui Putin, făcând totuși jocurile lui Putin continuu, și vor avea și Austria. Deci vor avea un control asupra Europei în felul acesta. Nu vi se pare ceva spectaculos? Nimeni nu știe ce gândește Putin, dar se pot face niște deducții logice având în vedere comportamentul său actual. De aceea, cel mai probabil, planurile pentru anul acesta cam astea ar fi. Vara aceasta se va duce o bătălie extrem de importantă aici lângă noi, în Ucraina, bătălie ce va consemna felul în care se vor desfășura lucrurile în lume de aici încolo. Like, share, subscribe, Canțele Civilizate.